celebrăm eroi. Îi cinstim pe cei care au căzut în luptă pentru dreptate și libertate. Ne amintim de acești eroi cu mult respect și multă recunoștință și le mulțumim pentru sacrificiul pe care l-au făcut pentru a apăra țara și întregirea neamului. În această zi importantă marcăm și ziua înălțării Domnului la 40 de zile după Sfintele Paști, așa cum s-a decretat în data de 4 mai 1920. Astăzi, 25 mai, în toate bisericile din țară și din străinătate, se face pomenirea tuturor celor care au căzut pe câmpurile de luptă și se sărbătorește înălțarea la cer a lui Iisus Hristos. Se sărbătorește trecerea în viața veșnică după ce am vins moartea prin patimile crucii. Este o zi în care vorbim despre puterea de a învinge moartea prin curaj și demnitate, prin sacrificiu pentru binele omenirii. Suntem și vom rămâne mereu recunoscători acestor oameni care nu erau unor idealuri și a unor valori spirituale fundamentale, au contribuit la dezvoltarea noastră ca popor, ca națiune și ca oameni. Vă spun astăzi, dragii mei, că este extrem de important să nu ne detașăm niciodată niciunul dintre noi de aceste valori pentru care predecesorii noștri s-au jertfit. Să fim mereu verticali, să fim mereu buni, curajoși și muncitori. Aceasta este mulțumirea pe care o putem oferi acestor eroi care au murit în luptă pentru libertatea noastră. Stăm puterea fiecăruia dintre noi să facem lumea aceasta un loc mai bun. Sper ca încărcătura și emoția acestei importante zile să pătrundă în sufletele voastre. O dignă veșnică eroilor neamului nostru. Pentru apărarea pământului, a ființei naționale, pentru apărarea religiei. Și-au dat viața pentru ca noi să putem fi liberi.